Gabriel Vajvari. Centrare pe prima bară, minge respinsă de Marius Constantin, picior ridicat acolo de Olaru și e penalti. Este lovitură de la 11 metri, a ezitat puțin Ištvan Kovács la această decizie. Și dacă tot s-au plâns medieșenii de arbitraj, zâmbește de Iordănescu. Ia să vedem faza. Mi se pare totuși acolo o intercepție ratată a lui Olaru. Mă întreb oare dacă ating și mingea. Pune piciorul în față jucătorul celor de la Sepsi Iovanovici. Acoperit de regulament, măcar, Ištvan Kovács la această decizie. Îi explică lui Pleșca faptul că nu are voie să iasă de pe linia porții. Tandia se pregătește să execute lovitura de la 11 metri. Poate ajunge la 10 goluri marcate în acest sezon. Tandia șutează și înscrie. Minutul 9. Și Sepsi trece în avantaj, nicio reacție din partea lui Eugen Nagoie. 10 goluri marcate de Tandia. Ce sezon are jucătorul din Mali și la acest scor Sepsi nu numai că urcă între primele 6, ci trece chiar pe locul 4, acolo unde a stat destul de mult timp. În prima parte a sezonului. Cred că la faultul lui Olaru totuși a dat Ištvan Kovács penalti. Nu apoi mi s-a părut că a fost și